91 este o dovadă a încrederii în Domnul. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. El este cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da. El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele lui și te vei ascunde sub aripile lui, că scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi, nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciumă ce umblă în întuneric, nici de molima care zboară ziua în amiază mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea, nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urcie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor purta pe mâini, că nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste șerpi, peste lei și vei păși peste năpârci, vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin.